Felicitări pentru premiu, Codrina! Sunt foarte fericită, mulțumesc, foarte emoționată, am țipat, am dansat de bucurie, știți foarte bine, înainte să dați drumul la cameră, a făcut de toate, dansul bucuriei. Cine crezi că sunt oamenii ăștia care te-au votat într-un număr atât de mare? Îi știu pe toți și știu cu nume și cu prenume, o să râdeți, dar știu foarte bine oamenii care mă urmăresc, vorbesc foarte des cu ei, știam cam câți m-au votat. Nu am obiceiul să mă laud cu mesajele din privat, dar la mine nu sunt mesaje, sunt povești. Sunt povești de viață așa, iar oamenii care sunt acolo pe contul meu sunt sufletul meu. Eu n-aș fi aici azi fără ei, n-aș fi. Asta este adevărul. Ce crezi că ar trebui să facă un creator de conținut ca să fie sau ca să rămână relevant în industrie? Să fie sincer, pentru că te gândești mereu că ai ceva de făcut, ca să fii în trend, ca să fii plăcut, ca să fii iubit, te pierzi pe tine. Nu mai știi cine ești, faci totul pentru alții și da, ajungi nefericit. Fii tu însăți, dacă ai loc în industria asta, e acolo, nu ți-l ia nimeni, este loc pentru toată lumea. Toată România poate să fie în online dacă își dorește și într-adevăr, cumva, toți suntem mici influenceri. Arăți foarte chic în seara asta, cum ți-ai construit ținuta și ce port? Bun, cum am construit-o, am deschis dulapul, am zis că voi lua o rochie cu print pentru că am aflat între timp care era tema, print și culori și vară și ceva foarte flu-flu, așa foarte romantic. Aveam această rochie, recunosc, este de la Hermanos Cervino, am pus-o frumușel, mi-am luat un sacou pentru că mi-a fost frig. Am zis că sigur vine ploaia, dar am scăpat, m-am uitat eu pe ea cu weather și nu a plouat, suntem bine. Și cu sandalele, ce să vă zic, eu cred că am dat-o kix, pentru că e cam greu să mergi pe iarbă, pe aici, cu astfel de tocuri. Dar baba suferă la frumusețe. Ce planuri ai pentru vara asta? Planurile mele sunt aceleași cam în fiecare vară. După ce termin grădinăritul și tot ce se întâmplă la mine în curte, petrec foarte mult timp la mine în curte, o să plec în vacanță, vacanța de familie, despre asta vorbim, da? Pentru că mi-e cea mai dragă, o să plec în Grecia, acolo unde merg an de an, într-un sătuc uitat de lume, cu doar 60 de locuitori.